Salut copilași! Ce faceți? Dragii mei, de astăzi începând vreau să vă citesc povești într-un loc nou din casa mea. De data aceasta mi-am cumpărat un fotoliu foarte special pentru citit povești, așa că sunt în dormitorul meu și o să vă invit aici împreună cu mine în fiecare săptămână. Astăzi am pregătit pentru voi, pentru că tot a început să ningă și s-a pus zăpada pe jos, o poveste despre zăpadă și iarnă, dar mai degrabă despre trei veverițe. Știu că vă plac veverițele, unii dintre voi știți mai multe despre ele decât alții, poate că astăzi o să aflăm ceva nou despre ele sau ceva nou despre noi. Hai să vedem! Povestea mea se numește Veverițele Mașa, Dașa și Sașa. Aceste trei veverițe trăiau odinioară în marile păduri, împărțind o locuință într-un copac bătrân și trainic. În fiecare toamnă, cozile lor deveneau tot mai stufoase și blănițele lor tot mai dese. Atunci știau că a sosit momentul să pornească țopăind prin marile păduri, în căutare de alune pe care să le mănânce în timpul iernii celei grele. Nu era destul loc în căsuța lor ca să încapă toate proviziile pe care le adunau, ascundeau mare parte din alune într-o scorbură de copac de pe partea cealaltă a pajiștii. Scorbura părea pustie și nelocuită, așa că era un depozit excelent pentru proviziile adunate. Într-o zi friguroasă de iarnă, Mașa, Dașa și Sașa se treziră flămânde cu lumina soarelui palidă ca o lămâie pătrunzând în cămăruța lor. Se dezmeticiră bine, căscară și se întinseră și apoi se strecurară din căminul lor cald în frigul necruțător al dimineții. Vai, mi-e atât de foame, încât cred că aș fi în stare să mănânc un copac întreg plin de alune, spuse Mașa, plescăind demonstrativ. Mie mi-e atât de foame, încât aș mânca un cal, spuse Dașa, țopăind aici-colo. Nu vorbi prostii! Veverițele n-au mâncat niciodată un cal, doar suntem vegetariene, spuse imediat Sașa. Și mai ales, nu vom mânca nimic dacă tot stăm aici gândindu-ne la ce-am putea mânca. Hai să ne mișcăm! Ia uite-le pe cele trei veverițe! Aici strângeau alunele, dar acum alunele lor unde erau? Departe într-o scorbură și trebuiau să meargă la ele dacă voiau să pape, nu-i așa? Acestea fiind spuse, Mașa, Dașa și Sașa porniră de-a lungul pajiștii înzăpezite spre copacul lor cu hrană. Ajungând ele cam pe la jumătatea drumului, se opriră îngrijorate. O priveliște teribilă a apărut. Niciodată nu le mai fusese dat să vadă ceva atât de uriaș, de groaznic și de amenințător. Își dădură seama că drumul le era blocat de cel mai mare perete de zăpadă. Oh, nu! E un perete de zăpadă! Părea că ajunge până în cer, fără început și cu siguranță fără de capăt. Problema cea mare era, firește, că partea cealaltă a zidului le părea de neatins. Și ce credeți că au făcut ele atunci? Oare ce vă trece prin minte că ar fi putut face ele? Ia puneți pe pauză un pic videoul și încercați să vă gândiți voi dacă ați fi fost o veveriță și ați fi dat de un perete așa înalt de zăpadă, ce ați fi făcut? Să știți că fiecare a avut o reacție diferită și, prin urmare, fiecare a făcut altceva. Mașa era deja furioasă. Și se gândea așa. Nu suport să văd zidul ăsta de zăpadă în fața ochilor! Nu ar trebui să fie aici! Nici n-a fost aici înainte! Nu suport să nu obțin ce nu-mi doresc! Trebuie să ajung la alunele alea! Le merit și trebuie să le am! Oricine a pus zidul ăsta aici în calea mea ar trebui să fie distrus! La ce se gândeau ei când au făcut zidul ăsta? La ce se va mai ajunge aici pe pajiștea noastră dacă fiecare face după cum îl taie capul? Nu e drept ca zidul ăsta să se afle aici! În
timp ce Mașa gândea astfel, se tot învârtea în cer până ce ameți. Apoi a început să lovească peretele cu lăbuțele și cu capul, provocându-și dita mai durerea de cap. Wow! Ce părere aveți? Oare voi ați fi reacționat ca și Dașa? Ca și Mașa? Ați fi făcut și voi asta? V-ați fi enervat când ați fi văzut zidul? Nu? Nici eu, dar uite că unii oameni și unele veverițe așa reacționează. Să știți că eu un pic m-am speriat când am văzut cum a reacționat ea. Și voi? Eram sigură. Hai să vedem cum au reacționat celelalte. Dașa se deprimă, adică se întristă gândindu-se astfel. Vai, este groaznic și oribil ce s-a întâmplat! Nu pot să cred, e cea mai groaznică treabă! Vai de mine, nu o să mai ajung niciodată la alunele alea! Adică ce spun eu? Probabil că nu vom mai ajunge niciodată niciunde! Nu o să mai mănânc și o să mor de foame! Peretele va rămâne aici pentru totdeauna și eu voi muri și totul e din vina mea. Vai, ce prostie din partea mea că am ascuns alunele așa departe. Trebuia să mă gândesc că ceva urma să se întâmple. Dașa era atât de supărată pe ea însăși, încât se așeză în zăpadă în fața peretelui, plângând și smiorcăindu-se. Nu-s bună de nimic! Chiar nu-s bună de nimic! Vai de mine, copii! Ce părere aveți? Oare vi s-a făcut milă de Dașa? Mie da, așa-i? Săraca, s-a întristat foarte tare. Oare unii dintre voi v-ați fi întristat când ați fi văzut acel perete de zăpadă? Probabil că da, așa-i? Hai să vedem cum a reacționat Sasha. Sasha începu să-și spună așa. Un perete? Cât de ciudat! Mi-ar plăcea să nu fie aici pentru că mi-e foame și aș vrea să mănânc niște alune, dar la urma urmei e deja aici și nu văd de ce nu ar trebui să fie doar pentru că mie nu-mi place. E un ghinion, e adevărat, să am peretele ăsta între mine și alune, dar dacă mă bozumflu din cauza asta, nu-l voi face să dispară. Și cred că treburile ar putea sta și mai prost, de fapt. Are dreptate, nu-i așa? Putea să vină cineva și să-i pape toate alunele și atunci să nu mai poată ajunge la ele niciodată. Astfel, Sasha decise să accepte că există peretele mai degrabă decât să se încăpățâneze în dorința ei ca acesta să dispară, cum făcuse Mașa, sau să facă din prezența lui o catastrofă, după cum reacționase Dașa. Ca urmare, ea nu s-a ales cu o durere zdravănă de cap, ca și Mașa, de la lovitura din zid, nici cu degerături ca Dașa din cauza șezutului în zăpadă. Era singură în stare să se gândească la ceea ce ar fi făcut în situația dată. La ce ar fi oare de făcut ca să găsească o soluție? Hai să vedem! Voi ce soluție ați găsit? Ați vorbit deja cu mami și cu tati? Perfect! Să vedem dacă soluția voastră se găsește în lista de soluții pe care le-a găsit și Sasha. Și a zis așa. Aș putea să aștept până ce soarele va topi zăpada. Sau poate să sap o groapă pe sub perete? Sau să sap o groapă prin perete? Dar dacă mă cațăr de partea cealaltă a peretelui? Sau poate ar fi bine să încerc să ocolesc peretele? Auzi, dar oare n-ar fi bine să caut alune altundeva, că poate găsesc? Sau poate mă duc acasă și verific dacă n-au mai rămas niște alune și altceva poate, pot să mănânc. Poate ar trebui să mă mut într-o regiune mult mai însorită, fără zăpadă. Apropo, poate aș putea să fac un foc, să topesc peretele de zăpadă. Sau dacă nu, să încep să mănânc zăpadă. Sau poate e totul un vis și atunci mă duc să adorm la loc să văd dacă nu cumva chiar e un vis. Sau poate ar fi bine să chem alte veverițe ca să mă ajute să sap o groapă în perete. Da, așa o să fac. Atunci Sasha le vorbi Mașei și Dașei.
Știți ce, fetelor? Continuând în felul ăsta, nu vom face decât să înrăutățim situația. Nu vedeți că furia sau supărarea vă împiedică să găsiți o soluție la problemă? Terminați și ajutați-mă la săpat! Așadar, Mașa nu a mai lovit peretele, Dașa s-a oprit din plâns și cu toate au început să sape în zidul de zăpadă. În timp ce săpau, Chiță ia un cântec de lucru de-al veverițelor și aproape că începea să le facă plăcere munca aceasta. Mașa uită de furia ei, Dașa uită de supărare și Sașa rămase cu mintea trează și gata de a găsi soluția cea mai potrivită. Nu peste mult timp, erau deja de cealaltă parte a peretelui, îmbulzindu-se spre copacul unde ascunseseră lunele. Poate că totuși nu vom muri de foame astăzi, se gândi Dașa. Da, dar sper că învățați o lecție din întâmplarea asta, spuse Sașa. Pentru veverițele furioase sau care se supără, nici alune nu se scutură. Așa că dacă vreți de mâncare, stați calme și fiți raționale. Ia uite, copii, cum se termină povestea. S-a terminat bine, nu-i așa? Este un final fericit. Dar cum am ajuns noi la acest final fericit? Cineva a trebuit să ia o decizie și o soluție, să găsească o soluție rațională și bună, nu-i așa, la o problemă. Să știți, dragii mei, că și în viața noastră de zi cu zi, indiferent unde ne aflăm, sunt o mulțime de probleme în jurul nostru. Poate să fie, de exemplu, oare ce să fac astăzi? Să fac o fișă, să desenez, să mă uit la desene, să mă joc cu fratele meu, sau poate fi altfel de problemă, da? Dar întotdeauna există o soluție. Și dacă nu putem să o luăm singuri, nu putem să o găsim singuri, atunci putem să cerem ajutorul familiei, nu-i așa? Sau a altcuiva care este în jurul nostru, depinde unde ne aflăm. Ideea acestei povești, dragii mei, este că nu ne ajută deloc să fim furioși sau supărați și să ne apucăm să facem așa sau să plângem, pentru că atunci când facem asta, creierul nostru nu poate găsi o soluție la problemă. De aceea este foarte important să încercăm să ne relaxăm și apoi toate lucrurile se vor rezolva. Vom găsi soluția potrivită și viața va fi din nou fericită! Mulțumesc frumos pentru atenție și ne vedem cu drag săptămâna viitoare la o nouă poveste! Pa, dragilor!